Slăvit să fie Dumnezeu! Un om bogat odată venise la Iisus să-i pună o întrebare ce-l chinuia nesfânt. Să-mi spui, te rog, o Doamne, cum pot să dobândesc cerească-ți mântuire, aceasta o doresc. Iisus, plin de iubire, cu drag l-a îndrumat spre filele Scripturii și legea de urma. Iisus, plin de iubire, dragă l-a îndrumat spre filele Scripturii și legea de urma. Din tinerețe, Doamne, poruncile am păstrat și-n toată curăția în viață am umblat. Lucru-ți mai lipsește și trebuie să-l faci. Urmează-mă și împarte astotul la sărac. Renunță azi la toate, te vrei să moștenești o sfântă împărăție. Renunță azi la toate, de vrei să moștenești o sfântă împărăție în slăvile cerești. Dezamăgit amarnic, el capul și-a plecat, mâhnit peste măsură și foarte întristat. O, cum să le las toate, în taină s-a întrebat, când cu atâta sudoare eu mi le-am câștigat. O, cât de a nevoie ce nu o pot lăsa. O, cât de a nevoie în slavă vor intra acei legat de glia, ce nu o pot lăsa. Viață-ntreagă poate și tu ai căutat, întâi să-ți faci avere, să fii un om bogat. Iar când de mântuire târziu ți-ai amintit, robit ai fost de toate ce ți le-ai dobândit. O, vino, lasă totul, urmează-l pe Iisus. Adună-ți bogăția în țara cea de sus. O, cât de a nevoie ce nu o pot lăsa. O, nu uita căci totul ce-ai strâns azi în hamar, ce-ai adunat cu Domnul, va fi pus în cântar. Te le-ai făcut în toate și pe Domnul bogat.
vei fi chemat pe nume în sfântul său palat. Deci caută împărăția, a păcii sfânt liman, acolo-i bogăția. Al păcii sfânt liman, acolo-i bogăția, cerescul Canaan. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvinteze.